Alături de glucidele, aminoacizii sunt elementele biochimice cu ponderea cea mai mare în alcătuirea biochimică a plantelor. Motiv pentru care Aetra Agrochemicals vine în întâmpinarea dumneavoastră cu un biostimulator pe bază de aminoacizi liber esențial. Produsul se cheamă Terasorb Complex. Terasorb Complex este cel mai utilizat biostimulator din agricultura românească. Terasorb Complex, produsul bun la tot, pentru orice. Îmi place să spun aceasta pentru că, în primul rând, este un biostimulator dedicat combaterii și prevenirii stresului abiotic și biotic la orice cultură agricolă și horticolă. Aminoacizii din Terasorb Complex reprezintă alternativă organică la azotul mineral din sol. Aplicarea de Terasorb nu numai că reface metabolismul integral al plantelor, ci oferă și alte mecanisme de acțiune și beneficii, printre care aș menționa stimularea procesului de fotosinteză și automat acumularea de biomasă va crește, stimularea și accelerarea creșterii și dezvoltării sistemului radicular, ceea ce va determina o valorificare superioară a resurselor nutriționale de la nivelul solului, creșterea indicelui foliar înseamnă, de fapt, premise favorabile pentru o viitoare producție mai bună. Imaginați-vă orice cultură agricolă și horticolă atacată de o boală sau de un dăunător. Aplicarea biostimulatorului Terasorb Complex este mai mult decât binevenită pentru că aminoacizii din produs vor reface procesul de fotosinteză și toată activitatea fiziologică a plantei. Acum, în luna martie, odată cu reluarea definitivă a vegetației culturilor de grâu de toamnă și rapiță, este momentul aplicării biostimulatorului Terasorb Complex în doză de 1,5 litru la hectar.